După ce au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală, membrii coralei Nicolae Lungu l-au colindat pe întâi stătătorul bisericii noastre. Ei au fost întâmpinați după tradiție de prefericitul Părinte Patriarh Daniel în Salonul Sfinților Români din reședința patriarhală. Prefericitul Părinte Daniel i-a felicitat pe colindători și i-a îndemnat să continue lucrarea misionară prin muzică. Muzica la nașterea Domnului e de origine îngerească. Deci mai întâi au cântat îngerii încete și după aceea au vestit arhanghelul Gavril, care este arhanghelul Bucuriei, a vestit păstorilor de la Betleem că s-a născut Hristos, Mesia cel așteptat, și apoi ei au dus vestea aceasta în orașul Betleem. Deci mai întâi au fost colindătorii, îngeri, și pe urmă păstorii din jurul Betleemului. Vă dorim sărbători fericite și bucuria de a împărtăși altora bucurie. Aceasta e cea mai mare bucurie, să împărtășești bucurie și altora. La final, Părintele Patriarh le-a oferit daruri membrilor coralei Nicolae Lungu.